dragile mele, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi revin cu un video pe care de-abia așteptam să vi-l arăt, unde vă povestesc despre noile produse de îngrijire a părului pe care eu le folosesc acum. Am să încep prin a vă povesti despre acest tratament Inner Home, care mi-a salvat părul la propriu, dar și despre drench, șampunul pe care îl folosesc în prezent. Aplic o cantitate moderată, pe care ulterior o voi aplica doar la rădăcină. Mai am un video în care vă arăt cum îmi spăl eu părul și acolo vă explicam că nu este necesar să aplicăm o cantitate prea mare de șampon și pe lungim, ci să folosim ce rămâne, ce se scurge după ce dăm primul strat de șampon. Eu folosesc de două ori șampon, plătesc părul și apoi folosesc tratamentul. Am două variante. Așa cum vă arăt aici, îl folosesc precum o mască. O aplic pe lungim, foarte, foarte bine la vârfuri și îmi trec ușor degetele prin firele de păr, astfel încât el să rămână deloc încurcat și foarte, foarte mătăsos. Procedeul acesta durează foarte puțin și aștept să acționeze timp de o melodie sau două pe care o cânt în duș. Și voi cântați în duș, nu-i așa? O altă variantă de a folosi tratamentul atunci când vreau un efect intens este să take my time și să fac câteva activități ce mă relaxează. Aștept circa 15 minute, timp în care citesc o carte sau mă uit la televizor, lucru care se întâmplă foarte, foarte rar. Dar și când se întâmplă, mă uit pe Comedy Central cel mai des și se poate vedea că mă amuză copios serialele de acolo. Serialul acesta a fost foarte, foarte tare. Și după ce se scurg cele 15 minute, efectiv îmi clătesc părul și sunt gata, am un păr sănătos și mătăsos. Grație, Icon! Mai multe detalii veți găsi pe blogul meu, ne vedem acolo și v-am pupat! Pa, pa!